Mă aflu în Portugalia, ăsta mic are altă treabă și nu e cu mine aici, dar cu siguranță vedeți pe acolo prin spate ceva. Este vorba de nou Duster. Sunt la prezentarea noului Duster. Cum spuneam, Luci n-a putut să vină, dar a insistat foarte tare să fie cineva prezent ca să vă prezinte pe acest canal noul model și importantul model de la Dacia. Așa că o să-l descoperim împreună. El o să vă povestească mai multe undeva în aprilie anul viitor, când mașina va deveni disponibilă către test drive și pe acolo pe undeva vor începe și vânzările și o să-l ia la test și o să-l disece așa cum știe el mai bine. Până atunci doar o să ne familiarizăm un pic cu acest model. Dar înainte de toate facem un experiment social. Am luat o mașină de la un urmăritor, mulțumim Marius, care are un Audi A2 cu check engine-ul aprins și vreau să mergem să testăm ideea asta că atâția mecanici, atâtea soluții. Mergem cu aceeași problemă la 3 servisuri, cu camera ascunsă și să vedem dacă primim același răspuns, aceeași diagnoză, aceeași problemă. Vom merge la 3 servisuri din aceeași rețea, din rețeaua A de garaj, unul în București și două din afară, să vedem dacă la aceeași rețea de servisuri primim aceeași soluție sau dacă primim soluții diferite. Chiar sunt curios. Am ajuns la primul servis, la Autotechnic Service. Și asta e mașina. Și de ce e foarte mișto că e Audi A2? Pentru că o să vedem cât de pricepuți sunt mecanicii, pentru că la asta se deschide capota într-un stil anume. Bună ziua! Da. Mulțumesc! Asta e cheia. Pa, Audi, pa, pa. Asta zici că e plasă de aia, de, o pui la duș. N-am pus niciodată. Voi folosiți plasă de asta? Ce țeapă mi-am luat, că nici măcar nu deschide capota. Am identificat și piesa. Bun. Sonda Landa. Avem mai multe variante. O dată pe Bosch, la 432. Da. Era la 419. Da. Delphi la 337. Am înțeles. Deci cam asta ar fi... Da. Prețul piesei și manopera? E vorba de diagnoză și de manoperă, încă 250 de lei. 250 de lei. Față de prețul piesei, în funcție de ce variantă aveți dumneavoastră. Super. E, atunci o să mă gândesc și o să vă sun eu pe dumneavoastră. Am luat cartea de vizită și o să vă sun cât mă hotărăsc dacă e să o schimbăm. Gata, ne scot mașina. Hai să mergem la următorul servis. Recepția e acolo. Hai să o parcăm. Acesta este talonul mașinii. Vă mulțumesc. Ok, și asta e cheia. Acum intră brotacul cu paharele noastre de suc acolo. O băgăm la diagnoză. Ce vrei să mâncăm mai încolo? Nu știu. Ce? Hai că vedem după. Vedem după? Bine. Vrei să fiu un pic să vezi eroarea? Da, ia. Deci, ce să luăm de 2? Banc 1. Defecțiune mecanică, da. Deci asta e problema. Cât mă costă? Vedem? O să mergem imediat la birou și să identificăm piesele și să spun costul pieselor și a manoperelor. Da, am înțeles. Ok. Bun. Mulțumesc, Ica. Să spun și despre problemele mașinuței. Bun. Mașina are o problemă identificată pe diagnoză referitor la sondă Landa Bancul 2. Da. Acest înlocuire. Ok. Și totodată ți-am pregătit și o ofertă de preț, dar acum producător puteți să identificăm împreună. Da. Sunt mai multe variante. Adică, ca și producător Bosch, un preț aferent piese este de 390 de lei. Ok. Denso ar fi de 440 de lei. Ok. Iar varianta originală de 789 de lei. Plus o manoperă aferentă înlocuirii de 250 de lei. Ok. Ca și durată de înlocuire piesă undeva la o oră și jumătate. Ok. Și dacă nu schimb, ce se întâmplă? E problemă gravă? O problemă destul de gravă, da. Pentru că nu se mai face amestec cu aer combustibil corect. Da. Consumul mașinii de combustibil poate crește. Mai mult ca sigur o să crească. Și bineînțeles pot apărea și alte probleme ulterior. Și e întâlnită des la mașini problema asta? Destul de des. La mașini pe benzină, da, destul de des este întâlnită problema. Deci mai ales cele care au și o vechime mai... Da. O vechime cum e asta, da, care are exact, 20 de ani. Deci nu e complicat să o schimbați dacă e...
Nu, nu este complicat să o schimbăm. Oricum băieții noștri să lovesc des de această problemă. Totodată, noi oricum noi suntem specializați în domeniu, făcând cursuri periodice. Băieții merg la cursuri periodice, cum zice, de specializare. Da, am înțeles. O să mă gândesc, vedem pe ce variantă mergem și revin eu cu un telefon când sunt... Sigur că da, vă aștept cu cea mai mare când sunt pregătit. Mersi mult! Cere. După un drum lung, uite-l pe Harry Potter, după un drum lung ajunsărăm și la Pitești, la AD Paneuro, vă că se numește. Am făcut o rezervare și aici. E un câine drăguț care doarme acolo. Hai să vedem ce ne zic despre audițul nostru. Ok, ăsta e talonul mașinii. Da. Trebuie și buletinul, cred că... Buletinul. Ok. Gata cu buletinul dumneavoastră. Puteți și talonașul. Ok. Trebuie să însemna și mie. Da, dați încheia să mergem la mașină. Ok. Acum îi montează husele pe ea. Încă o dată, a treia oară, intră audio-ul nostru la service. Acum au băgat testerul pe ea, vedem ce eroare iese. Gata. Bă, merge bine drăcia asta de Audi. Ai, deci, îmi place. La mașinuța dumneavoastră, da? Aveți nevoie de sonda Lambda 2. Ok. După catalizator. Avem și diagnoza aici. Circuit sonda Lambda, da. Banc 1 senzor 2 întrerupere. Circuit, da. Sonda Lambda banc 1 senzor 2 scurt circuit plus. Am înțeles. E gravă problema sau e... Nu, este o problemă destul de simplă. E ușor de înlocuit. Băieții se întâlnesc frecvent cu problemele astea, abia ce au sosit de la cursurile de... Ok, și dacă nu schimb, ce mi-afectează? Ce-mi... Nu vă afectează absolut deloc. Ok. Decât martorul de motor, dacă nu vă deranjează, va sta aprins. Da. Pe mașinuță aveți două sonde. Ok. Una înainte de catalizator, care e pe post de reglaj și afectează și consumul, iar sonda Lambda numărul 2, după catalizator, care face decât o diagnoză a catalizatorului. Am înțeles. Putem să vedem și niște costuri, să vedem cât m-ar costa? Piesă și manoperă? Da. Da. Ca și costuri. O am pe mai mulți producători, NGK 217 lei cu TVA. Da. Pe Bosch 271 de lei. Da. Iar Metendoria 351 de lei. Am înțeles. Deci cam astea ar fi... Cam astea ar fi costurile piesei, iar ca și manoperă, este normată cu 1,3 ore. Da. Ori 150 de lei ora de manoperă, asta înseamnă 195 de lei. 195 de lei, am înțeles. Ok, o să mă gândesc dacă o schimb și o să revin la... O să aveți o carte de vizită să... Da. O sun... Ok. Mergem înapoi la București. Mi-ar fi plăcut să dau o tură rapidă și până la Craiova, dar nu ne mai permite timpul. Ăsta a fost micul nostru experiment social. Există diferențe de prețuri la piese, există diferențe de prețuri la manoperă, există diferențe de tester, că am văzut că toți foloseau testere diferite, dar soluția a fost aceeași, problema a fost aceeași și, într-adevăr, sonda Lambda 2 era problema, pentru că sonda Lambda 1 a fost schimbată de către proprietar. Eroarea a fost aceeași, rezolvarea a fost aceeași la toate trei. Acum continuăm clipul nostru obișnuit. În primul rând, mașina arată extraordinar. Deci primul lucru pe care pot să-l spun este că și pe view arată minunat. Probabil ați văzut-o deja în imagini. Este dezirabilă. Este o Dacia dezirabilă. O vrei, pur și simplu. Și probabil că acesta va fi principalul argument și la vânzare. Și prețul, bineînțeles, dar având în vedere că oricum și prețurile la Dacia au crescut în ultimul timp, designul va rămâne unul din marile argumente. Probabil e cea mai frumoasă Dacia care a apărut până acum. Știu că e o chestie de gusturi, dar arată mai bine chiar și decât noul Logan, Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Există și câteva detalii tehnice interesante, dar haideți să descoperim întâi modul în care arată. Evident că, în primul rând, o să recunoașteți designul lui Bigster, multe din elementele care și-au făcut apariția pe acest concept, care va deveni și un model de serie, despre care cei de la Dacia spun că va fi un model de sine stătător și nu unul derivat direct din acest Duster, dar vedem principalele linii stilistice ale lui Bigster. Designerii de la Dacia ne-au spus că au desenat această mașină ca și cum ar fi fost o bucată de tablă pe care au sculptat-o. Deci de-aia vedem niște forme foarte dure, iar atitudinea este de mașină de teren. Au adăugat ulterior aceste ornamente de la baza caroseriei, care sunt în echiparea standard. Deci nu le veți mai adăuga ulterior, așa cum s-a întâmplat la generația precedentă.
cu un pachet off-road. Ele se vor găsi la toate versiunile. Interesant este că materialul din care acest ornament este făcut se numește Starkle, este un material nou și este realizat din 20% plastic reciclat. Și exact ca și la Bigster, dacă mă apropii, o să vedem că nu este un negru complet unitar, ci are aceste picățele. Este o caracteristică specifică disponibilă la acest model în premieră și care probabil în viitor se va regăsi și la alte modele. Și, nu știu, poate va deveni un standard în industrie sau poate va rămâne ceva specific doar companiei românești. Din punct de vedere al proporțiilor, există unele diferențe față de vechiul model, în sensul că vedem o capota motorului foarte orizontală și o suprafață vitrată un pic mai mică decât în trecut, cu toate că forma generală a geamurilor este aceeași, sau mă rog, în mare, similară cu ceea ce s-a văzut până acum pe primele două generații ale lui Duster. Ca lungime este absolut identică. Ca înălțime a scăzut un pic, are 1,66 m înălțime, dar asta pentru că cei de la Dacia și-au dorit să îmbunătățească aerodinamica. Ce putem să observăm poate din acest unghi este garda la sol. În acest caz este o versiune 4x2, este de 209 mm. În cazul versiunii 4x4 sunt 217 mm, Dacia spune că e cea mai mare garda la sol din segment. Și da, există și o versiune 4x4 și o să ajungem imediat și acolo. Ce mai vedem pe această ceață sunt aceste detalii în formă de Y culcat. Topurile sunt farurile și le vom mai vedea și la interior. Platforma tehnică este CMFB, este platforma grupului pe care o puteți găsi și la Logan, la Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Nu a fost până acum disponibilă pentru Duster. Oficialii Dacia ne spun că ținuta de drum este mult îmbunătățită și creșterea va fi similară cu cea observată între Logan 2 și Logan 3. Cum spuneam, va exista cel puțin o versiune 4x4. O să vă zic foarte pe scurt și despre motorizări. Avem un EcoG care este un best-seller practic în Europa. Foarte multă lume cumpără GPL-ul lui Dacia. Acel EcoG va fi de fapt și modelul de intrare în gamă cu un preț de sub 20.000 de euro pentru versiunea de bază a acestei mașini. Va fi cu siguranță exclusiv 4x2. Ulterior va exista și un TC 130 de cai, un motor nou, încă o premieră în gama Dacia, este un mild hybrid și acela va avea o versiune 4x2 și o versiune 4x4. Nu știm încă ce sistem de 4x4, dar probabil este o adaptare a vechiului sistem 4x4 pe noua platformă. Pentru că inginerii Dacia ne-au spus că este vorba despre un sistem 4x4 mecanic. Deci, contrar unor zvonuri inițiale, nu este vorba de un sistem hibrid cu propulsie electrică spate și mecanică față. Și mai există și hibridul de 140 de cai putere, pe care îl vedeți și pe Jogger și care cel mai probabil va fi doar 4x2, nu avem încă o garanție în acest caz. Lumea mai filmează aici și unii să și plimbă. Salut, Radu! Ce așa arată noul motor TC de 1,2 litri, 130 de cai putere, mild hybrid. Și în sfârșit o ușă decentă ca dimensiuni pentru alimentarea rezervorului. Clanță integrată gen în montant. Aici mai vedem un astfel de accesoriu. U-clip, lanternă. O lanternă care poate fi prinsă și pe haion, foarte puternică. Și reglabilă, cu poziție reglabilă și cu intensitate reglabilă, foarte outdoor-y și așa. Se încadrează bine în specificul nou al mărcii. Și aceste traverse care se pot scoate și monta transversal. Transmisia manuală cu 6 trepte a versiunii TCE. Cursele destul de lungi, dar cumva par mai precise
decât anterior. Și am mai observat ceva la versiunea hibrid. Comanda frânei de mână este aici, pe consola centrală, iar la această versiune este aici, în stânga volanului. Este posibil ca Duster să renunțe complet la un levier, dar pentru asta trebuie să vedem și ECG-ul. Hai să vedem mai bine și sistemul, nou sistem multimedia, bazat deci pe Android, dar adaptat pentru Dacia. Camera 360 de grade. Nu știu dacă e o rezoluție mult mai bună decât în trecut, dar măcar ecranul e mai mare și pare că se vede mai bine. Volan încălzit, scaune încălzit, aer condiționat. Altă culoare pentru ornamentele de bord la această versiune, la versiunea Extreme în care suntem acum, față de versiunea Journey. Altă culoare inclusiv pe scaune. Scaunele fiind o combinație de diverse materiale, dar nu piele. Dacia nu va mai avea niciodată piele, sau cel puțin piele naturală la interior. Volanul se reglează cum era de așteptat, și pe înălțime și pe adâncime. Ok, acesta este nou panou de bord, care este complet digital. Apăs eu aici pe buton un pic, să vedem ce informații furnizează. Grafica variază în jurul cam aceleiași idei. Și aici avem un alt exemplu de U-Clip, acest sistem care permite prinderea diverselor accesorii. Așa arată el. În total, în mașină pot fi până la 8 acești suporți de U-Clip și până la 8 accesorii. Suport de telefon, suport de tabletă, cup holder. De altfel, două porturi USB-C găsim și în partea din față. Probabil în echiparea standard. Îl avem pe Chili aici. Ceva, Chili? Hai! Chili de la Autobuild, colegul și prietenul meu. Cum stai în spate? Super bine. Super bine, nu? Este el este proprietarul unui Duster de generație actuală. Stai mai bine decât în actualul Duster? Da, stau ceva mai jos. Pare că nu e atât de înalt de sus. E mai comodă bancheta. Okay. Cel puțin așa pare la prima vedere. Bine, eu nu prea stau în spate Dusterul meu, dar chiar și așa. Dar poți să faci o comparație. Da, da, poți să fac o comparație și e mai comodă bancheta. Poziția e mai joasă, nu e atât de înaltă. La mine în Duster pare că cei din spate stau ceva mai sus. Da, ei au spus că au micșorat, au cum să... Imagina, e un pic mai scund, da, au micșorat plafonul, are o înălțime de 1,66 m. Asta din rațiuni de aerodinamică. Se simte că e mai joasă, plafonul pare mai aproape de cap. Dimensiunea asta a geamurilor este foarte mult mai mică decât la asta actual. Da, suprafața vitrată mai mică. E mult mai sportiv. Pare că mașina te protejează mai bine. Da. Unii o să aprecieze, alții o să vrea probabil mai multă vizibilitate, mai mult, dar da, feeling-ul e ceva mai dinamic. Ia, filmează-mă și... un pic, te rog, că vreau să mă filmez eu, că vreau să arăt că la 1,92 m încă ai spațiu. Da, am spațiu. Nu știu dacă pot să-mi pun și sombrero în cap. E cumva la limită, dar... Dar am spațiu și suficient. Am spațiu și la genunchi. Da, spațiul la genunchi e uriaș. Da. N-ai ce să comentezi. Însă, într-adevăr, geamurile sunt mici și senzația asta de... Faptul că te uiți cumva, vezi partea asta de sus a geamului destul de... Da, se vede traversa, exact. Exact, traversa, cel puțin în cazul meu, cam ăsta ar fi poziția, punctul de stație, da, în cazul meu și da, se vede destul de mult, adică avem aici o zonă... Da, zona asta este destul de mult. Mașina arată super bine pe din afară, dar uite că aici ai într-adevăr da, o palmă, am o palmă da, de zonă spațiu... verticală, de spațiu, cum să zic, spațiu mort. Ce mai vedem la interior? O nouă plafonieră și mânere în plafon pentru toate locurile, cu excepția celui al șoferului. Asta e o chestie interesantă pe care mașini care sunt mai scumpe de atâta nu o mai au astăzi. Tot felul de caracteristici utile la interiorul lui Duster, integrat în stâlp, avem o agățătoare, un cuier pentru haine și aici sistemul U-Clip, pe care nu vreau să-l stric, pentru că încă n-am fost la... Aha! La interior e cel mai bun exemplu că designerii de exterior sunt prieteni cu cei pentru interior. Nu se întâmplă la fiecare
model din industria auto acest lucru, dar aici observăm aceleași teme, tot un plastic care nu este vopsit, ci este cu culoare injectată în el. Acel motiv al Y-ului culcat care se găsește pe fața de fețele de uși. Volanul este teșit și în partea de sus. Aici suntem în versiunea hibrid, a cărui selector pentru transmisie, îl vedeți, este destul de modern. La versiune 4x4 acolo ar trebui să existe și un selector pentru transmisia, tracțiunea integrală, cu 5 moduri de condus: eco, auto, snow, adică zăpadă, sens sau teren alunecos și 4x4 loc. Iar în mijlocul lui va exista comanda pentru hill descent, control la coborârea pantelor. Și aici sistemul U-Clip, pe care Dacia îl lansează la acest model. O mică jucărie multifuncțională care va putea integra diverse accesorii și care se prinde foarte ușor, se scoate foarte ușor. Și un mic spațiu de depozitare. Și două porturi USB-C. Stau acum și în față și, scaunele sunt excepționale, probabil cele mai bune scaune care au fost vreodată puse într-o Dacia. Deci sprijin lateral, incredibil. Și șezut destul de moale. Da, pare moale. Pare și tetiera la fix. Pare destul de moale și confortabil așa. Wow! Wow, ce surpriză plăcută cu aceste scaune! Ce se mai poate observa de aici este modul în care capota se vede de la volan. Exact ca pe vremuri. Pe vremuri, când mașinile erau făcute, erau mult mai boxy, să le spun așa, cu volume mult mai bine definite, în așa fel încât capota se vede. Acum, de vreo două decenii, probabil, capotele au devenit din ce în ce mai plonjate și nu prea se mai văd de la volan. Dar de aici... Să știi că la Duster Romeo se vede. Încă se vede. Adică deja... De aici se vede foarte bine, dar... Da, uite, vezi că uitasem că se vede, dar trebuie să vii în față. Vino în față să vezi, să-mi spui dacă se vede mai bine. Dar trebuie să vadă mai bine pentru că este mult mai orizontală. Hai, și vreau să-mi spui ce părere ai de scaun. Mamă, scaunul e... Cum e? Senzațional. Se compară cu cel de înainte? Nu, e mult mai confortabil. Asta și în condițiile în care a doua generație a schimbat oricum scaunele față de prima. Ăsta te îmbracă mai bine, e cumva mai... Nu știu, mai pe lângă corp, așa, mai respectă mai bine linia... Mai ergonomic, mai... Ergonomic, da. Mai anatomic, mai zim anatomic. De capotă. Se vede ca la a ta? Sau nu, se vede mai bine. Se vede mai bine. Și la Dusterul 2 nu există acea cocoașă pe mijloc. Da, deci vezi și umerii laterali. Vezi umerii laterali mult mai accentuat decât la Dusterul actual. Asta unul la mână și doi la mână, se vede și cocoașa asta foarte bine. Da. Adică chiar o surpriză plăcută. Ia să vedem ce avem o suprafață de încărcare a telefonului. Și, de asemenea, ai telefonul la îndemână? L-ai, da, filmez că... Ok, vreau să văd cam cum stă telefonul aici. Așa e. Așa este. Așa. Cred că bine. Feeling foarte bun. Parcă funcționează foarte bine, dar este o Dacia. Să nu uităm că totuși nu vorbim de o mașină foarte scumpă. Vorbim de o mașină care va costa în prețul de, în varianta de bază, sub 20.000 de euro. Varianta de bază fiind 4x2 cu motor EcoG. Noi foarte bine asta arată senzația. Da, acest plastic ăsta, injectat cu culoare și care în versiunea Journey este albastru. Lămarin. Și aici un suport pentru telefon. Mă rog, interesant că ăsta e un suport pentru telefonul pasagerului, practic. Pentru că există deja un suport integrat pentru telefonul șoferului, dar și ăsta este, pare foarte util. Noul sistem de infotainment cu ecranul de 10,1 inch. Scaune încălzite, volan încălzit. Cum ar zice Luci, dar lasă să zică el. Că el are probleme cu dorsalul. Avem și bord digital.
Și mod 4x4 pe care îl avea într-o oarecare măsură și generația anterioară, dar vizibilitatea pe generația anterioară era mult mai proastă la display. Nu se compară, nu. Nu se compară. N-are nicio legătură. Și rezoluția pare excelentă. Complet. Și o animație cu... Stai să văd dacă pot să dau zoom. O animație, noi suntem pe loc, dar cumva îți arată... Cred că nici cu varianta facelift nu se compară, cred că e mult peste. De cel puțin așa cum se vede. Satelitul de comandă al sistemului audio din spatele volanului. E bine că aici n-avem aglomerație de manete și chestii. Dar avem aglomerație de degete. Acum? Da.